Iubită familie îndurerată, stimați frați și surori, iubiți creștini, cu ajutorul Domnului suntem din nou în acest loc pentru a doua slujbă de priveghiu pentru cea care a fost sora noastră, Dronca Maria. La 82 de ani, Dumnezeu a chemat-o acasă, iar noi ne-am adunat în locul acesta să facem lucrarea lui Dumnezeu și să fim alături de cei care, de data aceasta, trec prin suferință și au în ei această durere a despărțirii. Dorim din toată inima Dumnezeu să mângâie familia îndurerată, dorim ca Dumnezeu să ne vorbească și în această seară și lucrarea aceasta dorim să o începem cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați și îl rog pe fratele Tolan Gheorghe, ca în numele nostru al tuturor, să se roage și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu peste întreaga lucrare din această seară. Tatăl, mulțumesc în cerul, iată-ne și în această seară venim să-ți mulțumim ție pentru marea dragoste care a avut-o față de noi. Da, Doamne. Pentru că și în această seară ne-ar putea să venim în casa aceasta de doliu, Doamne. Și te rugăm, Doamne, să-ți iei locul dintre în mijlocul nostru. Amin. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus pe care l-ai lăsat să vină în lumea noastră, Doamne. Să fie răstinit pe crucea la Golgota, Doamne, și apoi să ne mântuiască pe noi. Da. Îți mulțumim pentru aceasta și te rugăm în această seară ca Tu să binecuvintezi lucrarea din această seară. Amin. Te rugăm, Doamne, în această seară să ne vorbești din cuvânt. Amin. Să ne ajut, Doamne, să cântăm spre slava și onoarea numelui Tău, Doamne. Amin. Lasă toată lucrarea Ta să fie în mâna Ta în această seară și noi, Doamne, să primim cuvântul Tău în inimile noastre. Te rugăm în această seară, Doamne, să privești spre familia îndoliată. Tu, Doamne, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să mângâie fiecare suflet. Amin. În această seară care au venit în locul acesta, Te rugăm, Doamne, să fii cu noi, Doamne. Te rugăm să fii mai departe cu noi și ajută-ne, Doamne, ca odată cu Tine în cerul Tău să fim cu întregi familiile noastre. Binecuvântează cuvântul care va fi vestit în această seară. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi vestitorii cuvântului Tău. Ajută-ne, Doamne, ca toți împreună să facem lucrarea Ta în această seară și Tu să fii mulțumit de noi. Mărit și binecuvântat să fie numele Tău. Te rugăm să fii mai departe cu noi. Îți mulțumim în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pentru această a doua slujbă de priveghiu și voi citi un singur verset din Scriptură, din Cartea 2 Samuel, din capitolul 14. Voi citi versetul 14. Haideți cu respect să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu care spune astfel. Trebuie negreșit să murim și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Suntem în a doua seară de priveghiu și așa cum se spunea și aseară, noi suntem aici, dragii mei, să fim alături de cei care trec prin suferință și să fim aici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Credem că Domnul este acela care va binecuvânta și lucrarea aceasta. Am cerut lucrul acesta prin rugăciune și încă de la început vreau să spun tuturor celor care ați ales să fiți aici că ați făcut un lucru deosebit de bun și cred că la acest lucru pe care noi l-am făcut în seara aceasta, Dumnezeu privește cu plăcere. De aceea dorim mângâierea Domnului să fie peste toți cei care sunt în suferință, harul lui Dumnezeu să se reverse din belșug în inimile noastre și prin tot ceea ce facem să ne aducem aportul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vom asculta acum corul bărbătesc al Bisericii Gloria cântând pentru slava lui Dumnezeu, apoi va cânta din nou fanfara, iar după aceste două cântări, din cuvântul Domnului va vorbi fratele Sorin Ilca. Viața viața lângă tine.
Un verset găsit în Cartea Înțeleptului, în Eclesiast, unde omului Dumnezeu Solomon face câteva afirmații spunând astfel: mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Vedeam în cursul zilei de astăzi ce vrea Sfânta Scriptură să ne provoace să medităm în această seară, atrăgându-ne atenția că un nume bun face mai mult decât un de lemn mirositor, iar ca importanță, ziua morții mai importantă decât ziua nașterii. În astfel de momente, prezența noastră aici este o posibilitate de a conștientiza că fiecare om ce se naște pe acest pământ parcurge trei pași. Un prim pas e naștere. E involuntar, nu ține de voința lui. Vine cu o zestre pe care Dumnezeu i-a dat, o zestre instinctuală, aceea de a prinde, a mânca, lucruri cu care se deprinde încă din după naștere. Sunt lucruri genetic moștenit. Apoi e viața. Viața e forma în care omul, după liberul arbitru pe care i-l-a dat Dumnezeu, hotărăște să trăiască. Modul în care decide să-L urmeze sau să nu-L urmeze pe Dumnezeu. Modul în care prin gândurile lui, prin faptele lui, prin modul lui de manifestare, arată cui slujește. Ca un al treilea pas, pe care orice om de pe acest pământ îl va parcurge, să fie moartea. Momentul decăderii din puterea trupească și momentul întâlnirii cu Creatorul ce survine imediat morții. Astfel de momente, cum trăim astfel, astăzi, ne face să conștientizăm că într-o zi realitățile acestea ne vor întâmpina și pe noi. Fiecare am trecut pasul nașterii. Astăzi parcurgem pasul vieții. Și într-o zi vom cunoaște și moartea. Însă e foarte important cum parcurgem acest pas al vieții. Biblia ne spune în versetul pe care l-am citit că un nume bun este foarte important. Iar aici nume nu înseamnă acel nume pe care ni-l dă părinții noștri,
Vă întreb cu gândul înspre primii copii pe care Biblia subliniază în Geneza, capitolul 4, atunci când întâi oameni, Adam și Eva, au căpătat de la Domnul doi băieți. Primului i-au pus numele Cain și Cain înseamnă puternic, durabil, trainic, ceva ce rezistă. Iar celui de-al doilea i-au pus numele Abel și Abel înseamnă fira, pieritor, ceva puieril, ceva ce n-are trăinicie. Părinții și-au numit copiii posibil după cum au crezut ei că le este destinat să trăiască pe acest pământ. Cain părea mai puternic, iar Abel pe semne că părea mai fira. Însă după viața lor și Dumnezeu le-a dat un calificativ. Despre Cain, Biblia spune că era de la cel rău, găsim scris de omul lui Dumnezeu Ioan. Iar despre Abel, Cartea Evreilor ne spune că era neprihănit prin credință și e catalogat ca unul de care lumea nu era vrednică. Numele ni-l dau părinții noștri, însă renumele îl obține în modul în care noi trăim înaintea lui Dumnezeu. Pasul acesta al vieții pe care noi îl parcurgem astăzi, modul în care noi trăim, ne conferă numele cu care vom merge înaintea lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, Biblia mai scoate în evidență un episod extraordinar. Acolo, într-o cetate numită Iope, era o femeie pe nume Tabita sau Dorca în traducere. Ea se remarca prin modul în care făcea milostenie și bine celor ce nu se puteau întreține, celor ce nu se puteau ajuta singuri. Femeia aceasta făcea haine pentru văduve, pentru orfani și viața era în slujba semenilor lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat ea a murit și fiindcă în cetatea din apropiere de Iope, la Lida, auziseră cei ce participau la un priveghiu ca acesta, că era omul lui Dumnezeu Petru, au trimis după Petru. Iar când Petru a intrat în încăperea unde era pus trupul neînsuplețit acum al Tabitei, spune cuvântul lui Dumnezeu că în jur stăteau femeile care beneficiaseră de mila ei și țineau pe mâini hainele făcute de Tabita, modul în care ea și-a ajutat semenii. Dragii mei, numele ni-l primim de la părinți, dar renumele îl câștigăm în modul în care trăim cu Dumnezeu. Tabita a impresionat nu prin numele pe care l-avea, ci prin viața pe care a adus-o. Insistența oamenilor față de omul lui Dumnezeu Petru a făcut ca acesta să ceară să rămână singur în încăpere. S-a rugat și Dumnezeu a făcut o minune exemplară. Tabita a fost înviată. Aș vrea că în această seară să medităm atâta vreme cât Dumnezeu nouă, celor rămași în viață, ne-a mântuit zile. Să le percepem ca zile de har, zile de îndurare, șansă de pocăință, de apropiere față de Dumnezeu. Zilele pe care noi le avem astăzi sunt dovada dragostei lui Dumnezeu. Ne mai dă șansa schimbării, a făuririi un nume bun. Pentru că va veni o zi pe care și noi o vom parcurge numită moarte, când vom da socoteală de modul în care am trăit. Priveghiurile și-au menirea să medităm că suntem pieritori, să medităm că suntem trecători, să medităm, să conștientizăm că destinația noastră nu-i pământul. Vremenic suntem pe acest pământ. Destinația noastră e cerul lui Dumnezeu dacă îl alegem. Deci Dumnezeu, în libertatea pe care ne-a conferit-o, ne-a dat posibilitatea să alegem rai sau iad. C.S. Lewis, în cartea Creștinismul redus la esențe, sublinea cum în dragostea sa Dumnezeu a dat omului posibilitatea să aleagă unde să-și petreacă veșnicia. Și-a argumenta omului Dumnezeu. Ce ar folosi unui om care o viață întreagă l-a refuzat pe Dumnezeu să stea o eternitate cu cel pe care nu l-a iubit niciodată? Cu cel pe care l-a neglijat toată viața? Ba mai mult, poate l-a desconsiderat. Și cum de bine va sta Sfântul care o viață întreagă l-a slujit pe Dumnezeu în preajma celui căruia i-a închinat toată viața? Iubiții mei, Biblia ne spune că un nume bun face mai mult decât îndelemnul. Numele nu e cel ce ne dă părinții. Numele ne-l câștigăm în modul în care trăim după voia lui Dumnezeu. Aceeași Biblie ne spune că e mai importantă ziua morții decât ziua nașterii. La ziua nașterii noastre, cu siguranță, părinții s-au bucurat, rudele s-au bucurat. Dar mult mai mare e bucuria când un sfânt pleacă în cerul lui Dumnezeu. Acolo unde nu-i plâns, acolo unde nu-i durere, acolo unde nu sunt nevoi, acolo unde e bucuria față de care toți ne manifestăm dorința de a o trăi.
fie ca seara aceasta să ne fie un subiect de meditare și să înțelegem că pe acest pământ parcurgem pasul făuririi numelui. Și în direcția noastră, într-o zi, Dumnezeu să zică slugă bună, slujitor devotat, unul care ai știut cine sunt și m-ai iubit, vino în bucuria stăpânului tău. Ne rugăm că Dumnezeu să mângâie familia. Amin. Ne rugăm că Dumnezeu să conștientizeze orice suflet din locul acesta, că pe acolo de unde a trecut cu puțin timp în urmă sora Maria, vom trece toți. Nu asta e important. Important e ce este după. Cu cine te întâlnești, pe cine slujești și unde îți vei petrece veșnicia. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, stimată familie îndoliată, frate Dani, sora Veronica, frate Nelu și toți ceilalți din această familie, dorim din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în seara aceasta. Dar în mod special, mângâierea Domnului să fie peste voi cei care sunteți de data aceasta, cei care sunteți afectați și treceți prin suferința aceasta a despărțirii de cea care v-a fost mamă, bunică, rudenie de un fel sau de altul. Cu siguranță, momentele pe care le petrecem în locuri ca și acestea sunt momente în care inimile noastre sunt mai aproape de Dumnezeu și oamenii, în general, sunt mult mai sensibili la ceea ce înseamnă viața, la ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu în situații de acest fel. De aceea eu am ales acest pasaj, de fapt un singur verset al Scripturii și cred că se potrivește foarte bine în contextul de față. Am citit poate unele dintre cele mai spirituale cuvinte pe care omul este dat să le cunoască. Pentru alții cele mai dogmatice cuvinte, pentru alții cele mai filozofice cuvinte. Pentru noi cuvinte care ne învață despre câteva lucruri și despre aceste lucruri aș vrea să vorbim în această seară, la această slujbă de priveliu. În primul rând, cuvântul Domnului spune așa, trebuie negreșit să murim. Și primul lucru pe care acest cuvânt îl aduce înaintea noastră este obligativitatea morții. Poate mulți oameni se întreabă, de ce trebuie să murim? De ce murim și plecăm din lumea aceasta? Urmează, evident, legată de această întrebare, altele. Și foarte mulți oameni nu înțeleg răspunsul la această întrebare. Dar Biblia ne aduce înainte acest lucru, obligativitatea morții. Și vreau să vă întreb, e cineva aici care crede că nu va muri vreodată și va rămâne pe pământul acesta la fel cum este în această seară? Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că fiecare dintre noi vom pleca de pe pământul acesta. Dacă Domnul nu vine să-și răpească biserica la cer și lumea aceasta, Dumnezeu mai îngăduie 10 de ani sau numai El știe cât, cu siguranță vom pleca și noi de aici. Și omului este dat să moară. De ce? Pentru că în momentul în care Dumnezeu a spus primilor oameni în grădina Edenului, îți dau toate lucrurile acestea și a dat foarte multe. Dar a pus o interdicție și a zis, în momentul în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri. Și pentru că omul în neascultarea lui s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, moartea a venit și a intrat în lumea noastră. Trebuie negreșit să murim, e un cuvânt care ar trebui să răsune în ochiul, în auzul urechilor noastre. Și cuvântul acesta să-l avem în permanență înaintea ochilor noștri. Pentru că acest cuvânt este deosebit de important. Pentru că înțelegând această obligativitate a morții, cei mai mulți oameni înțeleg că viața aceasta, până nu vine moartea, e rânduită de Dumnezeu pentru pregătirea pentru eternitate. Spunea cineva așa, oricât ar fi căile vieții de multe și întortocheate, ele merg în mod sigur într-o singură direcție, mormântul. Pentru că fiecare dintre noi, din punct de vedere fizic, la un moment dat vom încheia socoteile cu lumea aceasta. Și cuvântul lui Dumnezeu care e scris aici ne arată foarte clar și nu spune s-ar putea să murim, ci vorbește la modul concret, la modul obligatoriu.
și ne învață că la un moment dat vom muri. Ne uităm la sora Dronca Maria. Cei mai mulți o vedem în poză, așa cum am cunoscut-o și poate că rămâne mintea noastră în felul acesta. La 82 de ani, nu puțin, nici foarte mulți în raport cu veșnicia, a murit și a plecat din această lume. Și ceea ce s-a întâmplat cu ea, se întâmplă astăzi cu milioane și milioane de oameni. Și oamenii mor, și mor unii chiar de tine. N-au harul să trăiască o viață de felul acesta. Obligativitatea morții este primul cuvânt pe care acest verset îl aduce înaintea noastră. Și nimeni nu poate să-l depășească. În Romani 6:23, cuvântul Domnului spune așa: fiindcă plata păcatului este moartea. Și este foarte interesantă ordinea, interesantă ordinea în care acest verset este lăsat în Scriptură. Primul lucru așadar, obligativitatea morții. Vreau să spun în seara aceasta, oricât de bine te-ai ține, oricine ai fi din punct de vedere intelectual sau material sau social, orice statut ai avea în societate, orică ai fi mai bogat sau mai sărac, la un moment dat cuvântul acesta se va împlini și în viața ta. E foarte înțelept, spun eu, ca fiecare dintre noi să înțelegem acest cuvânt și să ne punem viața în îndoială până acest cuvânt nu se împlinește și cu noi. Apoi continuă Biblia și spune așa: și vor fi ca niște ape vărsate pe pământ. Dragii mei, din aceste cuvinte înțeleg un al doilea lucru, o a doua învățătură, vremelnicia vieții. În momentul în care apa intră în pământ, nu mai e de acolo. Ea se duce, ea se infiltrează și rămân doar niște urne care la un moment dat nu se mai văd. Așa e și mersul omului pe acest pământ. În momentul în care pleci de aici, mai rămân anumite urme pe care le mai înțeleg poate copiii, bunicii, nepoții, strănepoții chiar și cam atât. În momentul în care viața ta se duce, rămâne ceea ce ai făcut în schimb. Și când pleci din lumea aceasta, nu mai iei cu tine ceea ce ești aici, azi. Iei cu tine ceea ce ai fost și ai făcut. Spunea cineva că nu avem dreptul să alegem cum murim, însă avem dreptul să alegem cum trăim. Și asta Dumnezeu a lăsat-o la latitudinea noastră. Dar și surori, stimați ascultători, cuvântul Domnului spune și vorbește despre vremelnicia vieții. Trec secundele, minutele, orele, zilele, anii și nu se mai întorc. Îmbătrânim și viața trece așa de repede. Și poate că unii oameni nici măcar nu iau seama la acest adevăr și cred că sunt statornici aici pe pământul acesta și nu-și pun problema veșniciei și a împăcării cu Dumnezeu. Însă, dacă înțelegem acest cuvânt și înțelegem că suntem vremelnici și că am venit aici pentru o perioadă de timp și vom pleca de aici, înseamnă că suntem parte dintre cei înțelepți. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 4 și versetul 14? Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi pierde. Ce este viața noastră? Apa intră în pământ și se duce. Și se duce așa de repede. Și nu mai vezi. De multe ori auzim despre oameni care pleacă din această lume la vârsta maturității sau chiar tineri. Și parcă ne întristăm și spunem cum s-au dus? Cum au plecat așa de repede? O să te întreb în seara aceasta, ce rămâne în urma ta? Cum îți trăiești viața? Cum te raportezi cu viața ta la Dumnezeu și la Cuvântul Sfânt al Scripturii? Dacă înțelegi că ești vremelnic și ești trecător și că viața ta e așa de scurtă, spune Cuvântul Domnului tot în 2 Samuel, într-o altă situație, și David rostește cuvintele acestea, nu este decât un pas între mine și moarte. Și așa este pentru fiecare dintre noi. Cuvântul acesta e valabil pentru toți. Dintr-o dată omul nu mai este. Se poate întâmpla ceva și nu mai auzi că a plecat din această lume și nu se mai poate face nimic pentru el. Vreau să te întreb, cum îți trăiești viața? Într-o religie,
doar într-o societate a oamenilor, doar într-o familie pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o pe acest pământ, sau trăiești viața legat de Dumnezeu prin cuvântul Scripturii? Sau trăiești viața prin credința în Hristos Domnul, Cel care a coborât din cer ca să aducă mântuire oamenilor? Dacă înțelegi că ești trecător și înțelegi acest al doilea aspect al cuvântului pe care l-am citit și înțelegi că ești vremelnic, ești un om înțelept. Pentru că începi să te socotești cu tine însuți, să îți cercetezi viața și să-ți dai seama unde ești în raport cu Dumnezeu. Spunea cineva și cuvintele acestea eu le repet de multe ori. Ceea ce facem aici pe pământ are ecou în eternitate. Când vei pleca de aici, așa cum am spus, nu mai contează cine ai fost aici, ci duci cu tine doar ceea ce ai făcut. Și dacă ai făcut binele, bine-ți va. Dacă ai ales răul și păcatul, rău va fi. Și Dumnezeu astăzi folosește slujba aceasta de privilegiu. Și nu mai vorbim sori de un cavalier. Pentru tine și pentru mine și pentru noi toți. Ca să ne apropiem din nou de Dumnezeu. Și să înțelegem cuvântul Scripturii. Dragii mei, în al treilea rând, cuvântul continuă și spune așa. Dumnezeu nu ia viața. Și vreau să vorbesc în al treilea rând despre măreția lui Dumnezeu. Tot am auzit pe unii, Dumnezeu ia, Dumnezeu face, Dumnezeu pedepsește, Dumnezeu face cu tare și cu tare lucru. În seara aceasta, predic cu un Dumnezeu care dă, care nu ia. Și așa spune Biblia, Dumnezeu nu ia viața, ci Dumnezeu dă viață și spun mărit să fie numele Lui. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că din dragoste, Dumnezeu a dat tot ce a avut mai scump pentru omenire, pe însuși Fiul Său, Iisus Hristos. Și predic cu Dumnezeu care dă și care vrea să-ți dea viață în seara aceasta. Și care dincolo de mormânt e tot Dumnezeu. Și care și înainte de mormânt e tot Dumnezeu. Și în veșnicie e tot Dumnezeu. Și El privește la tine și la mine. Îi spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Ezechiel. Un cuvânt la fel de frumos. Versetul 23 din capitolul 18. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu? Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Și apoi se completează acest verset cu versetul 32. Domnul rostește în mod solemn. Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Înțeleg din acest aspect și din acest pasaj citit că Dumnezeu este Cel care dă. În schimb, tu pierzi pentru că nu iei ce dă Dumnezeu. Și dacă nu iei viața pe care Domnul o dă și dacă omul nu se întoarce de pe căile păcatului la calea vieții și pe calea vieții, el însuși își ia viața. El însuși își stabilește rolul și poziția în eternitate. Un Dumnezeu care nu ia, un Dumnezeu care dă. Și Dumnezeu ne-a dat foarte multe. Și multe binecuvântări ne-a dat Domnul. Privim la familiile noastre, la copiii noștri. Privim la anii pe care avem. Privim și la ziua de astăzi. Privim la faptul că am avut ce mânca și ce îmbrăca. Privim la toate aceste lucruri care sunt binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu care dă. Mărit să fie numele Lui spuse aceasta. Chiar dacă suntem la slujbă de privilegiu, noi am venit aici din toată inima să fim alături de familia îndurerată și de cei care sunt în suferință, dar am venit aici și să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta lui Dumnezeu, sora Maria, nu mai este printre noi, ea nu ne mai aude. Ea s-a dus acasă, în locul acela despre care se vorbea și aseară. Dragii mei, un Dumnezeu care dă. Așa de mulți dau vina pe Dumnezeu pentru ceea ce li se întâmplă. Așa de mulți se răstesc împotriva lui Dumnezeu și spun că Dumnezeu ia. Dar eu vă predic în seara aceasta un Dumnezeu care dă. Și Dumnezeul acesta ne dă foarte multe lucruri. Cel mai mare dar pe care l-a dat a fost și rămâne Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, spune cuvântul Domnului așa,
ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea lui. Știți ce înțeleg eu din această propoziție? Măreția întoarcerii omului la Dumnezeu. Dragii mei, oricine ar fi omul pe acest pământ, în momentul în care nu este în păcat cu Dumnezeu, știți cum se numește și cum numește Scriptura? Un fugar. Unul care rătăcește dintr-o parte într-alta, obosit, chinuit de activitatea zilnică și de ceea ce înseamnă lumea aceasta, dar e tot un fugar, se numește, în ochii lui Dumnezeu. Sfântul Augustin spune așa de frumos: Doamne, Tu ne-ai creat pentru Tine și sufletul nostru nu se odihnește până nu se odihnește în Tine. Și Domnul spune că fugarul este dorit înapoi de Dumnezeu, acasă. Să nu mai fugă, să nu mai rătăcească. Când Adam a păcătuit, Dumnezeu a venit și a întrebat: unde ești, Adame? Deja a devenit un fugar. Și Dumnezeu, prin întrebarea aceasta, a încercat să-l cheme înapoi, acasă. În vechea relație și vechea părtășie pe care Adam a avut-o cu Dumnezeu, te întreb în seara aceasta: cum ești din punct de vedere al relației cu Dumnezeu? Ești un fugar sau ești un copil al lui Dumnezeu? Că Biblia spune că celor care cred în Domnul, Domnul a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Oricine ar fi oameni și oricât ar fi de însemnați, dacă nu sunt împăcați cu Dumnezeu, sunt tot fugari. Și Dumnezeu vrea ca oamenii să înțeleagă că El dorește întoarcerea lor la El. Măreția întoarcerii omului la Dumnezeu. Noi nu ne naștem creștini, spunea Tertulian, ci ne facem. Prin naștere nu devenim creștini, ci primim darul acesta și lucrul acesta, lucrarea aceasta în viața noastră, prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin întoarcerea la Dumnezeu cu pocăință și smerenie și ascultare de Domnul. Îți predic în seara aceasta și doresc din toată inima să nu mai fii fugar. Să te întorci la Domnul, că în seara aceasta de priveghiu, o seară de har de altfel, Dumnezeu te cheamă și Dumnezeu dorește să te întorci acasă. Nu rămâne surd la cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu există surs mai răi decât cei care nu vor să audă. Și cei care aud își pun viața în îndoială cu Domnul. Aș putea să vă spun multe exemple despre oameni care s-au întors la Dumnezeu, dar în seara aceasta am dorit să aduc aceste învățături înaintea adunării de Doriu, din versetul pe care l-am citit. Îl consider un cuvânt deosebit de important, pentru că vorbește despre faptul că vom pleca de aici și vom muri cu toții, obligativitatea morții. Apoi, cuvântul ne arată cât suntem de vremelnici și ce suntem în această lume. Apoi, cuvântul ne vorbește despre măreția lui Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, care ne vrea acasă pentru totdeauna cu El. Și în al patrulea rând, cuvântul vorbește despre chemarea aceasta, măreția întoarcerii la Dumnezeu. Și, dragii mei, mai spun doar atât. Ceea ce numim viață e un drum către moarte. Ceea ce numim moarte e un drum către viață. Și dacă suntem copii al lui Dumnezeu și dacă ne-am făcut copii al lui Dumnezeu prin credință și pocăință, pentru noi moartea nu înseamnă decât trecerea acasă la Domnul. Și din punct de vedere teologic și dogmatic, așa spune Biblia. Și Marele Apostol Pavel spune: aș vrea să mă mut să fiu acasă la Domnul. Era o certitudine pentru el. Și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Credem, bazați pe cuvântul Domnului, că sora noastră, Bronca Maria, s-a dus acasă. Și aia este acum în preajma Domnului Iisus Hristos. Noi ne facem treaba aici pe pământ. Noi suntem la slujba de Tiberiu. Ne face treaba ca slujitor, ca oameni, rudenii, frați de credință, dar ea s-a dus acasă. Rețineți! Este cel mai important lucru. Și închei spunând: îmi place să privesc la sfârșitul de cale al unui om credincios. Nu al unui om bogat. Nu neapărat al unui om care e foarte cunoscut, ardi cunoscut, nu. Ci la sfârșitul de cale al unui om credincios. Poate mai necunoscut. Poate nu așa de rafinat. Poate unul care nu apare tot timpul înaintea oamenilor. Dar văd în seara aceasta un sfârșit de cale pe care îl doresc și eu și pe care îl recomand tuturor. Și spun din toată inima: Domnul să ne ajute și pe noi că atunci când vom pleca din lumea aceasta să mergem și să fim acasă cu Domnul. Și pentru totdeauna
să fim cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Sora Maria a făcut parte tuturor celor care ați fost aici și aseară și în seara aceasta și v-ați spus la îndemâna lui Dumnezeu. Eu cred că prezența fiecare de aici a contat și contează. În primul rând pentru familia îndurerată, pentru că în felul acesta arătăm că suntem lângă ei, că le suntem frați de credință, rudenii, apropiați și trec mai ușor prin momentul acesta al despărțirii. Dar prezența aceasta contează și pentru Dumnezeu și dorim din toată inima Domnul să răsplătească tuturor. Acum vă invit să vă ridicați, să stăm în loc de rugăciune și prin fratele Marius Panda să mulțumim Domnului pentru harul din seara aceasta, pentru lucrarea de privezi, pentru slujba aceasta, să mulțumim Domnului că a fost cu noi și ne-a dat binecuvântarea sa. Să ne înălțăm numele Lui Iisus Hristos, mai pe sus de orice nume, cu ocazia asta, în locul acesta, și recunoaștem că Tu ești Dumnezeul adevărat. Recunoaștem că Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie și în mâna Ta este viața și moartea, în mâna Ta este cerul și pământul și Tu ești suveran. Îți mulțumim în seara asta, Doamne, pentru
această ocazie pe care am avut-o să auzim din nou cuvântul Tău, care a fost rostit în dragoste Ta. Tată, mă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, să străpungi inimile noastre și plecând de aici să plecăm cu hotărâri noi, să Te iubim mai mult, să Te slujim mai mult, să ne dorim mai mult focul sfințirii în viața noastră și să Te urmăm până la capăt. Îți mulțumim, Doamne, pentru acest sfârșit de drum pentru sora Maria, dar un nou început cu Tine acolo sus. Îți mulțumim, Doamne, pentru că în urma ei lasă o moștenire bogată. Și ne uităm, Doamne, la copiii sorei noastre, la nepoții ei, la strănepoții ei. Îți mulțumim că ei sunt în casa Ta, Te iubesc pe Tine și Te urmează pe Tine. Îți mulțumesc pentru această moștenire bogată, Doamne. Îți mulțumesc pentru sora Maria care și-a sfârșit alergarea pe pământul acesta. Tată, mă rog, din nou, să mângâi familia noastră. Să mângâi pe fratele Daniel, pe sora Veronica, fratele Nelu și familiile lor. Să-i întărești. Să pui balsam de vindecare acolo în sufletul lor, unde-i durere. Tu ești Tatăl mângâierii. Și mă rog ca Tu să mângâi, Tată. Ne încredințăm în mâna Ta pentru noaptea aceasta și întreaga viață. Îți mulțumim din nou pentru dragostea Ta și Te binecuvântăm pe Tine. Pentru că Tu ești totul în viața noastră. Fii înălțat, fii glorificat. Amin. Amin. Mă rog să vă ocupați locurile, cei care aveți locuri. Am încheiat slujba de bucătărie, să fie în continuă. O să mulțumesc și fraților din corul bărbătesc care s-au pus la dispoziția Domnului și aseară au fost și seara aceasta sunt aici. Dumnezeu să răsplătească și celor din afară și credem din toată inima că Dumnezeu s-a folosit de prezența fiecăruia pentru lucrarea Lui. Dacă grupul fraților bărbătești, corul bărbătești mai poate să cânte pentru slava Domnului, se poate face lucrul acesta. Thank you.